Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou videoclip pe canal și astăzi, fraților, ne vom juca pe o hartă intitulată Atentatul de la Yumi, deci trebuie să recunoaștem că are un nume cel puțin interesant. Este o hartă trimisă de către Oranjin și haideți să vedem, oameni buni, cine a pregătit Oranjin pe această hartă. Avem aici star, poveste, informații și reguli și comenzi. Haideți să mergem la informații, uite, Atentatul de la Yumi, informații. Salut Andrei, noi suntem Mihai aka Oranjin and Christopher aka Hazedi. Astăzi ne-am decis să facem încă o mapă pentru că am văzut că ai jucat-o pe aceea cu plomba care nu a fost așa reușită, dar îți promitem că această mapă va fi de 10 ori mai reușită ca cealaltă. Mapa se numește Atentatul de la Yumi. Hefa, frate, sunt foarte, foarte curios să vedem ce legătură o să aibă cu Yumi-ul nou. Credite, comenzi Oranjin 90%, Hazedi 10%, design Oranjin 40%, Hazedi 60% și scriitor Oranjin 100%. Bun, haideți să trecem aici la poveste, să vedem despre ce este vorba. Era 7 ianuarie, ziua în care se organiza Yumi-ul. Frate, începe bine. Era tura celor cu brățări albastre și dintr-o dată luminile s-au stins. Dintr-o dată s-au auzit Allahu Akbar. What the fuck, și focurile de ramă au început. Toată lumea se panicase și fugeau cât mai repede spre ușa de urgență. Bă, frate, bine că... Ați venit să acum, bine că a ieșit super ok evenimentul. N-a fost niciun Allahu Akbar, nu a început să tragă nimeni, n-a fost niciun foc de armă, frate, n-a venit nimeni care să deranjeze activitatea, ceea ce a fost super, super tare. Toată lumea se panicase și fugeau cât mai repede spre ușa de urgență. Ceilalți youtuberi au reușit să scape, dar tu ai rămas înăuntru captiv. Ca să ajungi la ușa de urgență, trebuie să treci de probele teroriștilor care ți-au promis că dacă treci aceste probe te vor cruța. A, deci teroriștii au venit cu calașul, au început să tragă în toată lumea, în afară de mine, bineînțeles, pentru că eu am rămas blocat. Și trebuie să trec de probele lor, pentru că altfel, puii mei, mă omoară, nu știu. Interesant. Reguli și comenzi. Reguli, nu sparge niciun bloc decât dacă se spune, nu folosi Game of decât dacă dai un mic rage, have fun și regulă pentru mâna asta să strânge peste 3000 de like-uri, să vedem cât de mare este brigada și vizionare plăcută, frazor. Înainte de a începe, am un rugăminte extrem de mare la voi, mai ales că a fost această mică mare activitate acum cu Yumi-ul. Am și o rugăminte la voi dacă mă susțineți în continuare și dacă sunteți alături de mine și vreți să apară cât mai multe clipuri, haideți, bă, fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri, frazor. Chiar vreau să văd brigada în acțiune, să vedem poate dacă strângem peste 3000 de like-uri, nu știu, ar fi chiar extrem de genial, frate, și vă mulțumesc foarte mult. Și haideți să mergem aici la start, cred că trebuie să dau click pe sign, ia să vedem. Oh, da, click pe sign, start. Uite-te în spate, apasă butonul, apasă-l. Alege kitul, aici trebuie să alegi kitul, să încingi kitul acesta, le alegi în funcție de tombola, tombola este la dreapta, numele care îți pică, acelea sunt kiturile care le poți alege, pe care le poți alege. După ce ai ales, te poți uita și la alte kituri, poți da la tombola doar de 2 ori. Deci aici în dreapta este apasă de 2 ori, deci aici este tombola, nu? Hoba, încearcă. 2. Deci, oameni buni, trebuie să luăm kitul 2, cred, tombola și star, deci kitul 2. Doamne, sper să avem noroc. 2! Oh, Nemo! Bă, frate, îl avem pe Nemo. Nu-i pește rău pe, nu-i pește rău pe Nemo. Ioi, ce armură am! Ioi, ce... De fapt, Nemo cred că e un fel de pește rău pe acum. Băi, ești nebun, ce item am aici, fratele meu. Hai să vedem ce erau celelalte kituri. Aici era knife, mamă, sharpness 8. What the fuck? 3. 4. Bă, cred că am ales cel mai bun kit. Asta costă Andrei, frate, cel mai forță kit. Super, super tare, îmi place. Nice, nice. Good job, mate. Acum, frazor, putem începe. Start, mult noroc. Bun. What the fuck is that? Cred că e ceva labirint. Apasă butonul. Și apasă butonul. Press the pressure plate 1. Bine, la nivelul 1, acest nivel trebuie să apeși toate pressure plate-urile care apar pe podea. Sper să-ți placă ideea. Am făcut-o odată și am văzut că ți-a plăcut, dar era cam mic, așa că acum o să-l fac mai lung. Deci stai un pic. Uite-te în stânga și în dreapta. Deci începi. LOL. Deci eu trebuie practic să fug după toate pressure plate-urile astea ca să le apăs. What the fuck, mate? Super tare. Îmi place. Deci știi ce ar trebui, frate? Deci uite, fii atent, idee pentru viitor. Mai ales că voi vă pricepeți la comment block-uri și chestii de genul și construcții și mai știu ce. Eu sunt la amblet așa nivel. The dropper 2. Felicitări, completat nivelul 1. Bun, nivelul la nivelul 2 de dropper. În acest nivel trebuie să găsești găurica umplută cu apa corectă. Mult noroc, jos armura. Ar fi o idee super tare, uite, ca nivelul ăsta cu pressure plate, dar gen să apară acolo în dreapta un cronometru, gen să ai timp, frate, știi, și să trebuiască să calci pe toate pressure plate-urile, nu știu, în 30 de secunde, ceva de genul, știi, să ai acolo un timp. Ce dracu e asta, că e altă culoare. Bun, deci, trebuie să... Ioi, dar nu văd nimic. Ok, cred că trebuie să cădem pe aici, pe... Pe margine. Aparent. Deci a mers bine. It went pretty good, my friend. Pretty well. Ok, aici felicitări. Mersi foarte mult. Fain de bat în 3. Bă, vreau la nivelul 3. În acest nivel trebuie să cauți butonul corect. Mult noroc. Bun. Avem aici o zonă interesantă.
Bineînțeles că eu trebuie să... Îmi place că gen eu îmi dădusem toată ramura jos în afară de chest plate. Oh, deci fiți antenă. Indiciu dacă te dai bătut. Deci ori este aici deasupra, între cufere, mai este un cufăr, ori chiar este în cufere, deși nu cred. Eu cred sincer că este undeva... N-am văzut partea asta. Nu, eu cred sincer, am auzit o găină. Auziți și voi? What the fuck? Deci dacă n-am apăsat butonul ăla, nu dădeam seama. Troll, apropo. Și eu chiar am crezut că... Deci, eu chiar am crezut, frate... O, va, să închidem aici ca să fie bine. Bă, frate, gata. Deci, eu chiar am crezut că, gen, aici este butonul corect și m-a trollat grav. De ce? Why do that? What the fuck, aceste blocuri invizibile? N-ar putea fi aici, frate, că ar trebui să fie un comment block. Bun, este pe casă. Păi și întrebarea mea este cum, dragi de mează, ne urcăm noi pe casă, dude. Ok. Aici este un spațiu, nu mă pot urca. Deci pe pomul ăștia nu mă pot urca, pentru că nu era acolo un pom mai gros. Nu m-am uitat foarte atent la el. Uite, ăsta e mai gros. Cred că pot urca. Pot urca pe naiba, frate. Ha, mă, serios? Păi și cum ajung? That's the question. Ah, pe casă, gen... Cred că este undeva, uite, pe sistemul ăsta, știi? Sau pe lângă casă. Nu cred că s-a referit pe casă, adică fix acolo pe... deasupra, știi? Gen că este pe casă, butonul. Aici. Maybe, nu, nimic. Hai, te nu spune că s-a atât de nablet încât nu sunt stare, frate, să găsesc o ramură de buton. Oh, dar am o idee. Am o idee, am o idee, am o idee. Asta nu se întâmplă nimic dacă le apăs. No. Nu se întâmplă nimic. Asta deschidea ușa. Ok. Ăla este pe casă și indiciu ea. După un banner roșu. Da, mă. Da, mă. Bă, și m-am gândit că poate fi acolo la banner, frate, dar n-am fost deloc atent. Jump cur, jump parkour pat. What? Jump cur? Oh, știu, știu, știu. Bun, la nivel 4, în acest nivel trebuie să sar prin fiecare perete și să ajungi la final, mult noroc. Hai că știu chestia asta, frate, și mi se pare super, super interesantă. Deci chiar îmi place. Băi, acum am observat că, de fapt, webcam-ul nu este foarte, foarte bine pus. Asta este, nu știu dacă ăsta o să fie primul clip, dar care... Te gata, acum este ok. Nu știu exact dacă ăsta o să fie primul clip care apare astăzi, dar este primul clip filmat astăzi. În caz că nu știți, așa să atingi tot asta și... Let's fucking do it, boys. What? Ba, ești nebun. Deci, cred că trebuie să intru... Uite, așa, mă, trebuie să mă dau cu... Sau așa. Adică am trebuie să mă lipesc de ăsta și să sar după aceea ca să mă dau cu capul. Aia, boss, felicitări, fengio. În acest nivel trebuie să răspund la întrebări diverse, nivel 5 trivia. Hai să vedem. Ce nivel este acesta? Trivia. Începem așa, încet, încet. Cileanu, cum se numesc creatorii hărții? Mihai și Christopher? Mihai și Christopher. A, gen cu K sau cu KH? Cred că cu H, e cu H, e cu H, e cu H, frate. Aia, cât de mare e Denisa? Mare. Mare. Ok, cine e boss? Andrei sau Sami Dicu? Bă, amândoi sunt boss, dar hai să zicem că Andrei. Cum este mapa asta? Faină până acum. Când ne trebuie să la acest trivia... Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Păi cu întrebarea asta 6. De ce nu mi-a spus că gen... Nu știu, ar trebui să pun acolo că această întrebare nu este inclusă dacă vrea să facă chestia asta. Bag piciorul, bauli, nivelul 6, capetele sunt în spatele tău, de la stânga la dreapta. În acest nivel trebuie să arunci cu capetele în găurici. Sună cam ciudat, nu vă gândiți la prostii. Felicitări, ai trecut de nivel 5, ok. Deci avem aici, oh, lol, trebuie să, deci oameni buni, trebuie să arunc cu capul lui Oranjin. Îmi place, deci îmi place ideea de la stânga la dreapta, a zis. Oba! Nu! Oranjin, am aruncat gen, ți-am aruncat toate capetele. Bine, sună cam foarte, foarte ciudat, dar bă, ți-am aruncat toate capetele. Bă, nene, mă. De ce naiba? Da, să-l iau de aici, am puii mei. Frate, deci ce mă disperă chestia asta, oameni buni? O arunc. Măcar să o iau, stai așa. A, dar stai că pot să o pun înapoi. E mult zero. Ce mă disperă chestia asta că eu alerg cu controlul, da? Și dacă am controlul apăsat acolo, vă dați seama că... Aruncă tot. Gen, chiar aruncă tot ce am în mână, știi? Dacă dau control și aruncare. Uite așa. Bă, dar asta e un pic că la câte capete am. Merge să fac chestia asta. Aia e boss. Și... Ia uite. Țăranii 7, what, what?
Deci am un nivel numit Țăranii. Nivelul level 7, Țăranii au venit să te salveze, dar tu, după problemele anterioare, arătai ca un zombie și s-au speriat de tine, așa că te-au atacat. Obiectiv, omoară toți Țăranii. Ok, interesant. Deci trebuie să-i omor pe toți, frate. Presupun trage de 5 ori, din nou nu faci nimic după ce ai terminat. Deci, chestia, deci trebuie să tragi de 5 ori. Bun, frazor, încă o dată vă reamintesc, bă, dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri, nu uitați, bă, fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like, să strângeți și noi acolo multe, multe like-uri, frazor. Stai să... Mamă, aud zombie, mă cămurmăr aici și... Ioi! Ce aici? Să moară Gibilar. What the fuck, cum sunt echipați ăștia? Ioi, cum sunt echipați tipii ăștia? Gen, eu pot să stau pe loc și să dau pentru că nu se întâmplă absolut nimic. Eu sunt chileanu. Mă, îi omor sau? Da, mă, îi omor, uite că... Mai mor ăștia, ideea este că sunt extrem de mulți, după cum puteți vedea și voi sunt chiar foarte, foarte mulți și îmi dau o panică. Mi s-a dus și efectul mărului. Sau nu s-a dus? Ba da, uite, s-a dus că îmi scade viața. Mă, aparent, oameni buni, peștele ăsta nu este chiar peștele OP, dar este un Nemo foarte, foarte bun. Nemo-ul acesta și-a făcut treaba, așa aș putea spune, după ce a terminat. Șpoc. Find the objects, nivel 8. În acest nivel trebuie să găsești obiectele ascunse și să le pui în chest. Multă baftă. Mamă, ce zonă faină. Ce zonă super faină. Al cui e capul ăla, nici nu știu. Hai să vedem ce te... Opa. Ioi, câte capete, ce trebuie să găsim? Capetele astea trebuie să le găsești. Capul lui Orangin, capul lui Hazedi, capul lui Andrei, capul lui Sami și capul lui Geo. Ai, capul lui Geo? Deci trebuie să găsesc 5 capete, să le punem aici în cofer după ce ai terminat și la fel. Deci, oameni buni, trebuie să găsesc 5 capete. Cred că pot lua capul acesta al lui Geo, mă gândesc, nu? Adică, frate, l-am găsit. Nu, era fix aici, în spate, la start. Eu cred că se pune, adică ce pui mai altfel, de ce l-ar fi pus acolo? Că eu oricum îl puteam lua și pot să-l folosesc. Sau ia. Opa. Uite cea capului Hazedi. Păcat că n-ajung la el. Ok, ăsta este un lucru extrem de nașpa dacă n-a... Doanul capului Orangin, pardon. Este un lucru extrem de nașpa dacă n-ajung la el, trebuie să fac chestia aceasta. Bun, încă 3 capete. Cred că este și prin pompă aici vreun... Opa, sau. Arată ciudat zona asta, nu știu, mi se pare că... Ar putea fi ascuns ceva pe aici, așa-i? Deci chiar ar putea fi ascuns ceva pe acolo. Aici nu este. Opa. Oh, ia uite, Hazedi, ce ți-a ascuns tu bine capul acolo. Bun, deci mai trebuie să găsim capul meu și capul lui Sami. Hai să urcăm și prin pomi. Să vedem așa, să avem o privire de ansamblu mult mai bună. Unde dragi de mezură că îmi pomite pe aici. Șpoc. Ok, deci nu poți mă urc mai sus. Ei, și eu care am crezut că facem o șmecherie aici și că o să fiu nebunatec. Dar, bă, fii atent, fii atent. Dacă mă duc pe aici, I've got an idea. Fiantână. Nu știu dacă gen asta voiau creatorii hărții să fac, dar ghiciți ce? Bac piciorul. Se poate face și eu o să încerc să vedem unde ajungem. Sunt foarte, foarte curios. Vedem. Opa. Care este treaba? Mamă, fratele, cât timp nu m-am mai jucat. Uite așa. Ok. Uite, asta voiam să fac, frate. Uite, mă pot urca aici. Deci nu știu dacă creatorii hărții ar fi vrut să fac eu acest lucru, dar bă, ideea este că se poate face. Și aici cred că ar fi putut ascunde un cap de ăsta super, super fain. Gen, super bine ascuns, știi? Și toate cele. Și aici, de asemenea, pot să mă duc și mai sus și pot să ies din mapă. Bă, frate, cred că sunt mai bun la parcurs decât credeam, adică... Gade, mă, lasă-vă. Unde am ajuns? Ok, clar, nu pe aici trebuia. Pentru că de aici pot să ies de pe planșă, cum ar veni. Mai trebuie să găsesc 3 capete și nu știu unde ești nebun. Gândesc să nu fie pe partea aialaltă. Sau uite, chiar pe acolo nu cred. Pe aici nu. Bă, frate, unde scapetele alea ascunse, ești nebun? Deci, fiți atent, aici n-a blocat accesul. Adică ar fi putut bloca. Uite, aici a pus fence de la început. Înseamnă că... Oh, da. Damn, son. Mamă, frate, profesionist sau nești nebun? Trebuie să avem grijă așa la chichițele acestea, știi? Să vedem unde încearcă să ne păcălească. Filmez! Cred că... aici nu sunt blocuri. Ok. Pe aici nu. Ar mai putea fi, uite, pe aici, pe undeva pe sus. Bă, vreau să-l fiți să ne dăm noi un game 3.
Ioi, ce... What the fuck? Ce-s cu Lilie aceștia, frate, aici sunt mamă pe aici nebun. Hai să le dăm noi un game 3. Să vedem cam pe unde ar putea fi ascuns acel cap. Mai este capul lui Sami. Sami văd că este mai năzdrăvan așa de fel și nu vrea să fie găsit. Dar ideea este că nu vreau să pierdem foarte, foarte mult timp să stăm să căutăm capul și atâta, știi? Că deja devine plictisitor de la un timp. Ideea este că nici măcar cu Game 3 nu-i văd capul. What the fuck, Sami? Să-l fie gen pe undeva prin pom. Pe aici, știi? Ia uite-l, mă. Bă, frate, și mea... Deci, mă... Bă. Deci e clar. Deci situația este clară. Că am căzut sub mapă. Și nu mai știu să tastez. Ați văzut și voi. Zero. Deci, eu am trecut pe aici și am văzut capul cel mai probabil și... Ah, nu mi-am dat seama. Bă, bine, uite că l-am găsit. Super tare. No, hai să trecem mai departe. Punem aici capetele celor 5 șmenari. Și mai trebuie un cap, capul oranjin. Bine, am mai multe capete ale oranjin, dar așa ca idee. Reconstruirea figurii nouă. În acest nivel trebuie să reconstruiești figura din dreapta în stânga. Iteme necesare și după ce ai terminat. Deci, de ce avem de nevoie? Ah, nu mai dă chestia astea. Puține, mă, puține, e chill. E chill, deci, hai să vedem. Ioi, ce trebuie să construim aici? Fii antenă, deci, una în stânga, una în dreapta. Uite aș... Nu, greșeală, 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 stai așa că trebuie să vedem cum punem, trebuie să vedem exact să fie la identic, frate. Să nu fie vreo problemă, da? Da, așa, să vedem, uite, pun asta aici și asta aici. Deci așa trebuie să fie. Și la fel și în partea asta. Bun, pe lângă este... Bă, frate, ce am pus negru, puteam să pun verde și atât. Gen, lăsam aici verdele, știi? Mai trebuia după aceea să spargă. Ok. Negru ăla după aceea se duce încă două blocuri în sus, nu? 1, 2. Da, două blocuri în sus. Cu totul. Ok, și încă una aici. Înconjurăm cu verde. Ha, mă, frate, că nu e complicat. Așa că trebuie și deasupra, ba da. Ce figură îmi face la aici să fac, bă, frate, gen, mă pune... Ba, așa învățăm și noi să construim, ești nebun, adică... Uite că învățăm diverse chestii. Bun, acum trebuie să mă duc eu acolo mai sus, da? Am nevoie de verdele ăla. Pentru că, fiți atent, trebuie să pun... Hai că știu exact ce să pun acum. Ideea este că gen nu văd foarte bine, știi? Aia este the big problem. Uite aici, alb. Nu mai am nevoie de alb, ok. Negru, două pe margine și una aici. Mai punem verde, stai așa. Ok, punem astea două butoane aici. Pe alb. Acum verde până sus și am cam terminat, frate, nu? Yep, ia să vedem. Verde până sus. Totuși este o mică, mare problemă. Știți care... Nu, nu-i bine. Este o problemă foarte mare pentru că altfel nu mai am cum să ajung, uite, gen, mi-a dat... Oba, mi-a dat blocuri fixe, deci chiar mi-a dat blocuri fixe, dar eu nu am cum să mă urc aici sus. Uite, fără a folosi acele blocuri, știi? Deci chiar n-am cum, uite, acum am nevoie de blocuri. Ok. Și întrebarea este, frate, cum ajung până acolo sus ca să reușesc să pun aceste blocuri, știi? Că uite, mai am decât creierul. Deci mai am creierul de modificat, trebuie să-i fac acolo sus, în frunte, și e cam complicat, uite. No, cum ajung eu fără? N-am cum. Deci trebuie să-mi dau... Păi acum realizez că de fapt ești idiot. Deci de fapt le pusesem bine prima dată. Deci trebuia, uite așa, fix cum le-am pus prima dată, frate. Deci fix așa cum le-am pus prima dată. Acum trebuie să punem lime-urile astea și gata, am terminat de copiat. Ia să vedem, game mode 0. Arată identic. Good job, boy. Uite că am reușit până la urmă. Ieșirea 10, bun venit la nivelul 10. În acest nivel trebuie să apeși pe ușa de urgență. Ah, deci, cam așa arată locația, oameni buni, cam așa arată locația iumitului după ce or venit aia cu Allahu Akbar. Ce dracu e pe aici? Gata, frate, ieșire de urgență. Șpoc! Teroriștii nu s-au ținut de cuvânt, așa că te-au omorât. Oh, de ce? Ok. What the fuck was that? LOL, sunt în rai?
Parcurs 11. Bun, venit la nivelul 11. Ai fost omorât de terorist și acum ești în căutarea ușii raiului. Mult noroc. Pune ceancurile pe 3. Hai neapărat să punem ceancurile pe 3 ca să nu trișăm. LOL. Deci, oameni buni, eu sunt în rai. Deci, în acest moment, sunt în rai. Ok, interesant. Este posibilă, da. Eu înțeleg că este posibilă, dar... Știu și cum. Gata, mă, uite, easy. Cum, frate, să nu fie posibilă? De este că dusem... What the fuck? Cum arată zona aia? De este că dusem un fel foarte, foarte urât. Și aici, la fel, am dat un fel foarte urât. Și vă dați seama cât ar trebui să așteptăm dacă eu chiar rămân în cabebul ăla, uite, către iad. Ok, sunt curios unde mă dă. Respawn. Hai să luăm de la capăt, să o facem din prima acum. Deci eu caut... Nu iarăși, mă. Mamă, deci mă disperă chestia asta. Deci mă disperă pentru că nu-mi dau seama exact. E, acum cad. Trebuie să-mi dau spawn point. What? Deci chiar atât de multă viață am. Frate, mamă, deci cât de lași pe parcurul cu cowboy-urile astea, n-aveți idee. Serios, e chiar super, super nașpa pentru că ajungi în cowboy și nu-ți dai seama, frate. Eu așa am ajuns în cowboy și fix, pix, că nu mi-am dat seama, știi? Că e cowboy acolo. Opa, gata. Deci dacă și acum dau fail... Hai, scuză-mă, dă-o numai asta de treabă, deja mă enervez dacă mai stau mult aici. Frate, vreau să ies din rai! Sau să ajung în iad, sau... What? Dai de 4, e posibilă. O să le în acea super mega grea. Și mă gândeam că... Și mă gândeam că o să se întâmple o chestie de genul ăsta. Ok, nu știu de ce au vrut să facă parcursul aici la final, este de greu, dar nu este problema să mergem în Nether, adică mergem în iad. Acum, let's go to... What? Labirintul diavolului. Bun, venit la nivelul 12. În acest nivel trebuie să completez la... Oh, mi-am dat seama cum este labirintul ăla. Să moară... ușor. Da, ușor pe dracu. La propriu. Diavol, dracu, v-ați prins? Aolo. Nu-i bine. Mi-a dat juc. În partea asta trebuie să... Bă, ăsta chiar e un labirint al dracului. Ce naiba, frate. Gata, frate, e că l-am făcut. Măcar atâta, măcar atâta să-mi bag piciorul. Bă, deci astea chiar sunt super, super complicate. Mă disperă maxim. Din cauza unor buclete. Ok. Salut, prietene. Dacă mă învingi, o să vorbesc cu prietenul meu. Dumnezeu să te lase în rai. Așa că bine ai venit la nivel 13. În acest nivel trebuie să omori diavolul. Mult noroc. Spawnează diavolul. Bă, gamești, nici ce să mai mănânc, mă, eu. Gheppel. Oameni buni, acesta este diavolul. Diavolul a dat rău chicken. Bă, frate, a mai fost faza asta la o hartă, dar acum chiar mă mai aștepta să apară încă o fază de genul ăsta. Felicitări, ai finalizat și ultimul nivel. Acord o notă de la 1 la 10 mape. Mulțumim că ne-ai jucat mapa și mai vrei mape de la noi, apasă-l pentru final. Te susținem în continuare, multă baftă cu canalul, să ajungi să despachetezi butonul de diamant. Și aici Zăză Andrei, și acolo Oranjin, și acolo Hazedi. Pa, 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 pa. Bă, fraților, cam asta a fost harta. A fost o hartă super genială. Mulțumim foarte mult, Oranjin și Hazedi, pentru această hartă. Bă, frate, chiar a fost tare. Deci a fost super genială, automatizată, construcții, tot ce trebuie pentru o hartă. Deci mi-a plăcut foarte, foarte mult. Oameni buni, încă o dată, nu uitați să apăsați și pe acel buton de like, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri de acest gen. Nu uitați, hărți, Aron, Minecraft, liniuțăromânia.ro dacă doriți să-mi trimiteți în continuare hărți pentru a le juca pentru această serie. Și ne auzim data viitoare, am fost Andrei și v-am salutat pe toți, ceau bă, pa!